Salutare, prieteni! Eram prin 2019 și pe vremea aia eram diacon la Catedrala Constanța, dar plecasem câteva luni la muncă în Anglia pentru că nu mă puteam întreține din 50 de lei pe săptămână. N-aveai cum. Orice ai fi făcut, puteai să mănânci și frunze de copaci. Iar între timp se schimbase paraclisierii. Plecase călugărul bătrân și apăruse un călugăr de stat tânăr. Eu, cum m-am întors la catedrală, mă ia ăsta tânăr de la ușă, sărumâna părinte, sunteți nou acum, hirotonit, ați venit la noi, la slujbă? Uite așa la el, zic, nu mă, eu am ceva vreo, cred că tu ești nou pe aici. Da, eu am câteva luni, dar am crezut că ați venit aici la noi să slujiți. Zic, ce părinte tânăr, hirotonit. Băi, deci așa făcea, dacă nu mai rău de atât. L-am văzut că stă tot cu furea, zic, dă-te deoparte. M-am dus, i-am salutat pe preoții pe acolo. În timpul slujbei îi dădeam cădelința, veneam, pupa mâna, o trăgeam, zic, băi, ia stai puțin, ce-i cu pupatul ăsta de mâini la bărbați? E, părinte, eu vă respect mult și deci mi-e drag așa de dumneavoastră că sunt de stacea tânăr ca mine și... Zic, cu fureala asta la mine nu ține. Fii atent, nu mă supăra, lasă-mă liniștit la slujbă, dacă vrei să glumim două, trei vorbe de băieți, la sfârșitul slujbei, lasă-mă liniștit acum. Bine, părinte, n-a fost nimic, continui slujba, pe la Heruvic vine și îmi pune mâna așa pe braț și zice: "U, părinte, faceți și sală, Doamne Iisuse, ce părinte." Și m-am întors la el și zic: "Băi, fii atent, e prima și ultima oară când îți mai spun. Dacă mă mai tulburi în timpul slujbei, deci îți dau una de te lipesc de sfinții ăștia pe pereți, deci o să fii dracu între sfinții aici, ai înțeles?" "O, dar cum să dați într-un călugăr?" Bă, deci în momentul ăla când mi-a spus, deci mi s-a uscat tensiunea în cap. Am zis că nebunesc, mai ales că sunt și taur, văd roșu în fața ochilor că mă enervez. Și am dat un pod de palmă în piept, de s-a dus peste cădelința alea acolo. S-a auzit puțin așa, a ieșit cam șifonat. Și deci din fumul ăla, din cărbunie, cum ieșise cu tămâia pe nas, cu dale, zice că mă duc la înaltul. Zic, du-te că te bade față cu înaltul, cu patria, nu mă interesează, du-te de aici, e piei satană din altar. Ăștia, lasă-mă, părinte, că-i ce tânăr, mă, lasă-mă, că e la început de drum. Ce, păi, dacă e la început de drum de la, vezi că nu e drumul meu. Zic să-l caut în altă parte. Bă, și m-a tulburat, așa, mi-am revenit într-un final. S-a terminat slujba, erau câțiva oameni pe acolo, pe la catedrală, care mă îndrăgeau. Și, părinte, unde ați fost? V-am simțit lipsa, la, în fine, am stat de vorbă cu ei, le-am mai zis o glumă, i-am mai întărit. Au plecat și am rămas puțin în stran, așa, și m-am așezat și am meditat puțin. Și mi-am spus, Doamne, zic, de ce m-ai ales pe mine? De ce m-ai ales pe mine? Să slujesc, să-ți cânt, să mă cunoască atâta lume, că uneori sunt porcos la cuvinte. De cele mai multe ori sunt extrem de agresiv. Zic, de ce pe mine, Doamne? O să încep să-mi schimb comportamentul, să încep să vorbesc mai dulce, mai... Băi, și vă spun sincer, o voce așa interioară parcă mi-a răspuns, o să ziceți, bă, are halucinație, ce ți-a vorbit mă ție? Deci o voce așa interioară mi-a răspuns, nu, eu așa te-am creat și nu trebuie să te schimb pentru nimeni. Mergi în drumul tău și fii original și unic, așa cum eu te-am lăsat pe pământ. Dar tu ești făcut să-i scoți din mocirlă pe cei care sunt acolo și cred că nu mai au nicio scăpare din cauza colegilor tăi dulci care le spun verși uscate că ei nu mai au nicio scăpare să mai iasă de acolo. Tu ești omul prin care eu vreau să-i scot. Și mi-a dat așa, Dumnezeu mi-a dat o tărie de a-mi ieși din strana aia mai biruitor ca niciodată și am zis, Doamne, orice s-ar întâmpla, nu mă schimb și așa voi rămâne toată viața mea. Voi merge și te voi propovădui așa cu caracterul meu și cu limbajul meu porcos în orice colț al pământului. Știu că ești peste tot, nu ești între patru ziduri aici închis. Tu ești în inima și în sufletul nostru. Dacă tu așa m-ai lăsat și așa m-ai creat, așa voi fi, Doamne. Nu mă voi cufuri niciodată pe lângă unul care dă bani sau pe lângă unul care mă înjură. Așa voi fi cu toată lumea. Ăsta sunt, ăsta mă prezint. Pentru că înainte să plec din țară, un coleg preot mă sună, băi Balașe, dar tu acolo în parohie aveai un om care a făcut el biserica, de ce n-ai vorbit cu el să te ajute cu banii? Zic, bă, tu ai impresia că-s miloc ca voi? Eu am stat la masă la mine în parohie cu ciobanii, mă. Eu am mâncat cu ciobanii, eu am jucat fotbal cu copiii.
Eu am jucat fotbal cu băieții pe teren. Eu n-am stat să pup în fund toți șmecherași ăștia care au niște coroclei și au impresia că au stăpânit pământul. Nu e adevărat. Cel mai greu și cel mai grav lucru în lumea asta este să ai doar bani. Atât. Dacă ai doar bani, e crunt. Ești cel mai sărac. De aceea m-ați întrebat de ce sunt atât de porcos în cuvinte. De atunci de când Dumnezeu mi-a răspuns în suflet că așa trebuie să fiu, așa voi fi până la ultima clipă. Deci, vă mulțumesc că mă susțineți și asta este explicația pe care trebuie să o dau, că am primit extrem de multe întrebări. Asta este. V-am pupat și mult spor în tot ce faceți.